Bună dimineața! Transmis pe cale genetică, ori declanșat de factori externi, precum stresul, fumatul sau consumul de medicamente, psoriazisul afectează aproximativ 2% din populația generală. Este de fapt o tulburare a sistemului imunitar care determină pielea să se regenereze mai repede decât în mod normal. Este important de știut că afecțiunea nu este contagioasă și chiar dacă nu poate fi vindecată, poate fi gestionată cu tratamentul potrivit. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, psoriazisul este a cincea cea mai importantă boală cronică netransmisibilă, împreună cu boli precum diabetul, cancerul, bolile cardiovasculare sau respiratorii. Psoriazisul se manifestă inițial la nivelul pielii prin apariția unor pete roșii în diverse zone ale corpului. Psoriazisul se manifestă prin anumite leziuni care apar la nivelul pielii. De obicei sunt leziuni roșiatice, acoperite de anumite cruste, anumite depuneri de celule moarte, care apar din cauza vitezei foarte crescute de regenerare a pielii. În mod normal, pielea ar trebui să se regenereze odată la 30-40 de zile. În cazul psoriazisului, se regenerează de 10 ori mai repede și atunci acele celule moarte, care sunt împinse la suprafață, apar ca și cruste, ca și depozite albicioase, argintii, pe un fond roșiatic de inflamație. Aceste leziuni pot apărea pe diverse părți ale corpului, pe coate, pe genunchi, pe partea de jos a spatelui sau la nivelul scalpului. Dar câteodată se pot extinde pe zone foarte mari, inclusiv pe tot corpul. Există mai multe tipuri de psoriazis și acestea se disting după localizarea sau aspectul leziunilor. Un diagnostic corect este esențial pentru a începe din timp tratamentul. Psoriazisul debutează și prin afectarea articulațiilor sau afectarea unghiilor și apoi erupția cutanată. Deși de cele mai multe ori apare prima dată erupția cutanată, în cazuri mai rare apar dureri articulare sau afectarea unghiilor prin apariția unor pete sau unor anumite depresiuni la nivelul unghiei, care pot fi confundate cu infecții ale unghiilor sau anumite lipsuri de vitamină. Este important de menționat faptul că psoriazisul nu este o boală infecțioasă sau transmisibilă. În cazurile ușoare, tratamentul se reduce la aplicarea unor creme speciale, dar de cele mai multe ori e nevoie de intervenție pe termen lung, uneori chiar pe tot parcursul vieții. Dacă boala este într-un stadiu nu foarte avansat, deci nu este extinsă pe o zonă foarte mare, se poate trata local cu creme, anumite creme care conțin steroizi, substanțe antiinflamatorii derivați de vitamina D sau retinoizi. Sunt anumite creme speciale pentru tratarea acestei afecțiuni care în stadiile incipiente pot ține foarte bine boala sub control. În stadiile mai avansate, în care boala progresează, există tratamente care se pot lua pe gură, anumite pastile, care inhibă această reacție inflamatorie. Și există tratamentul cu fototerapie, cu lumină, sau chiar și cu laser. Există anumite lasere speciale care pot trata psoriazisul, numai că nu garantează faptul că boala nu mai reapare. Persoanele care suferă de psoriazis trebuie să știe că prezintă un risc crescut de a dezvolta alte afecțiuni cronice. Se estimează că aproape o treime dintre pacienți fac artrită psoriazică, dar sunt expuși și riscului de afecțiuni cardiovasculare, diabet de tip 2, obezitate sau boala Crohn.